Juden este o companie daneză ce oferă soluții tehnice moderne pentru fermele zootehnice de creștere a taurinelor și a porcinelor. Cu o istorie îndelungată de aproape 90 de ani în țara mamă, compania este prezentă de 2 ani și în România. Well, we're a Danish company and we are here to offer equipment for dairy farmers and suntem o companie daneză și oferim echipamente pentru ferme de creștere a porcinelor și taurinelor. Suntem în această afacere de mai mulți ani, compania fiind fondată în 1923. Pe piața scandinavă avem o experiență bogată, dar acum 2 ani am decis să ne axăm mai mult pe piețe externe și am văzut un mare potențial pe piața românească. Echipamentele pentru ferme zootehnice realizate de Juden au un design adaptat performanțelor optime, combinând inovația cu mulți ani de experiență și cunoștințe dobândite prin dezvoltarea de soluții diferite și personalizate. Oferta companiei include echipamente pentru sectorul de inseminare, de gestație, de maternitate și cel de creșă, pentru sectorul de îngrășare, cel de odihnă pentru vaci și sectorul pentru animale tinere și viței. Fiecare produs este realizat cu accent pe bunăstarea animalului, funcționalitate și durabilitate, pentru a asigura un mediu mai eficient pentru producție superioară în fermă. Compania oferă însă nu doar echipamente, ci și soluții tehnice complete și personalizate. Când un fermier are o idee pentru un proiect, îl ajutăm cu designul și lucrăm împreună cu acesta pentru a realiza proiectul cel mai bun pentru nevoile lui. Noi nu venim niciodată să spunem așa trebuie făcut, ci ascultăm și suntem parteneri în proiect. O mare parte din munca noastră este cea de consultanță. În Danemarca avem experiență îndelungată în ferme foarte productive și tot ce am învățat de la clienții noștri din Danemarca ducem mai departe fermierilor din celelalte țări, în care compania este prezentă, inclusiv celor din România. Clienții noștri sunt fermieri români, dar și investitori danezi care au investit în teren agricol în România și care acum construiesc ferme zootehnice, dar căutăm mai mulți clienți locali în toată țara. Printre proiectele finalizate de Juden în România până în prezent, se numără o fermă de creștere a scroafelor de reproducție de 300 de capete, o fermă de îngrășare a porcinelor de 1800 de capete, precum și o fermă de vaci de lapte de 700 de capete. Pentru o afacere reușită în agricultură este nevoie, cu siguranță, de soluții tehnice de cea mai bună calitate, care implică însă și costuri pe măsură. Tocmai de aceea, danezii de la Juden oferă fermierilor și posibilități de finanțare avantajoase. Oamenii când aud echipament danez se gândesc că trebuie să fie foarte scump, ceea ce este într-un fel adevărat, pentru că producem echipament de înaltă calitate, dar când te uiți la costuri pe termen lung, este mai bine să investești puțin mai mult de început, pentru a avea un produs mai durabil și pe care te poți baza pe termen lung. Noi oferim echipament pentru ferme de taurine și de porcine și lucrăm împreună cu alte companii daneze pentru a putea oferi un pachet complet pentru ferme, ce poate include ventilație și alte opțiuni pentru dotarea completă a unei ferme. De asemenea, împreună cu compania Sustain Agri, oferim fermierilor posibilități de finanțare. Cum funcționează mecanismul de finanțare? Simplu și eficient, explică reprezentantul companiei daneze Sustain Agri, firmă ce oferă soluții financiare în parteneriat cu peste 15 companii daneze din sectorul de agribusiness. Din punctul de vedere al clientului, mecanismul este foarte simplu. Clientul hotărăște ce echipament vrea să cumpere și apoi ne solicită nouă un credit, iar noi putem să intermediem un credit de până la 85% din valoarea proiectului, banii fiind asigurați prin instituții financiare din Danemarca sau prin Fondul Danez de Credit Extern, care este o instituție a statului danez. În mod obișnuit, dobânda pentru un credit ar fi de 5-6% pe an, o dobândă fixă. Valoarea maximă a unui credit poate atinge aproximativ 3,5 milioane de euro și perioada de rambursare este de până la 5 ani. Iar ceea ce noi facem este să realizăm, de asemenea, un mic plan de afaceri, pentru ca fermierul să poată vedea care este termenul în care își va recupera banii din proiect și să se asigure că investiția va fi recuperată în cei 5 ani. Ceea ce fermierii trebuie să facă pentru un credit este să demonstreze capacitatea de a plăti un avans de 15% din valoarea proiectului, să prezinte documente financiare pentru a putea vedea că au o situație economică solidă, după care realizăm planul de afaceri al proiectului, iar dacă acesta demonstrează că este un proiect fezabil și că banii vor fi returnați, atunci putem spune da. Care este avantajul acestui tip de finanțare?
Avantajul este că fermierul poate cumpăra mai ușor echipamentul pe care îl dorește, fără a fi nevoit să caute bani în mai multe părți, la mai multe bănci și având acces la un credit care reflectă durata de recuperare a investiției și care este garantat doar prin proiectul în sine.